Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela, emisiunea Tarotela, partea a doua. Partea a doua de la partea a întâi. Nu știu de ce e prima oară, dragii mei, când simt nevoia să continui etalarea cu aceleași cărți, pentru că nu am avut suficient timp să mai adaug. Între timp, deci ieri după ce am încheiat o situație și situații, m-am tot gândit, uite că aia. De prima oară când fac așa ceva. Vă rog frumos să păstrați-vă numerele pe care le-ați ales. Dacă este prima oară când alegeți, alegeți, dar ascultați mai întâi partea întâi și apoi a doua. Dacă e prima oară când intrați pe acest videoclip, vă alegeți numerele, da? Ia. Să pun un pic de bliț. Ok. Vă alegeți numerele. 1, 2 și 3. Dar ascultați mai întâi prima parte pentru că aceasta este a doua, pentru că poate ascultați peste o lună, peste două, peste șase, eu știu, rămâne de văzut. Pentru cei care ați ascultat ieri, păstrați-vă numerele pentru că acum vin în continuarea explicațiilor de ieri. Așa am simțit nevoia. Înainte de a începe tararea, vă rog din tot sufletul să faceți diferența între persoana cu care sunteți și persoana care vă este predestinată. Poate să fie una și aceeași, sau poate să fie o alta și să confundați situațiile, să fie asemănări. Dați-vă timp să vedeți cum se manifestă aceste semnale. Apoi, foarte important, pentru cei care aveți tendința să vă îmbătați cu apă rece, să fiți mai vizători, dacă ați avut o singură întâlnire în viață cu cineva și începeți și fabulați și aveți fantezii că ce o să fie, vai, valabil nu doar la această etalare, și la celelalte în care vorbim despre ce îl o atrage la voi. Posibil personajul respectiv nici să nu vă bate în seamă și voi să visați. E ca și când începe să fabulați despre o stea de cinema sau despre o vedetă sau despre o personalitate, doctor, v-ați întâlnit la cabinet, v-ați consultat și gata, azi v-ați îndrăgostit, da? Sau pe stradă v-ați întâlnit, ați avut o singură discuție și nici nu știți viața lor, ce se întâmplă și voi începeți și fabulați. Faceți diferența, este foarte important. Să nu picați în capcana lui Neptun, a viselor sau visurilor. Deci, vorbim despre numărul 1, cei care ați ales floarea de crin. Floarea de crin pentru mine este un simbol gotic, am mai spus de-a lungul timpului, iar cultura gotică, arta gotică, să fie un subiect comun, o chestie sau o locație în care există manifestarea artei gotice. În ce sens? Să fie legat de Anglia, Franța, Germania, da? Ceva legat de aceste locații. Ați primit elefantul și oul negru. Am vorbit, l-am dat inițial de chakra inimii, dar și de chakra a cincea, care de fapt este a comunicării. Ascultați și prima parte, în cazul în care e prima oară când ascultați aici, ca să completați mesajele. A fost o provocare foarte interesantă și uite așa, vin informații și după. Am zis că 5 și 5 și 5 este un număr care vă marchează, aduce schimbare și unul și altul în viața celuilalt. Cărțile acestea au venit invers, animale și consiliere, au venit invers, am explicat la prima parte de ce. Faptul că au venit invers, consilierea, comunicarea empatică, blândă dintre voi doi, are timp, se transformă în timp. Sau mai bine zis, se manifestă în timp. Au venit cărțile invers, da? Aveți nevoie de ceva timp până să înțeleagă personajul, calitățile pe care le aveți, până să se găsească, să demonstrați încredere sau demonstrați că sunteți oameni de încredere și unul și celălalt. Și mai aveți doi de cupe, asul, valetul de cupe și așa. Am simțit nevoia să mai vin cu încă niște informații. Poate mă repet, poate, nu poate, sigur o ai venit și cu câteva lucruri pe care le-am spus data trecută, dar încerc să nu mă repet. În primul rând, elefantul reprezintă pentru mine un lider. Personajul pe care îl veți întâlni, da, care vă este predestinat, este predestinat să fie lider. Sper să cunoască. Eu așa simt cu eroul și cu elefantul. Sper să cunoască aceste calități pe care le are și să le manifeste. Am vorbit că l-am dat manifestă varianta negativă a focului în preajma voastră, prin voi, prin această legătură foarte profundă, doi de cupe, o să-și descopere și latura blândă, empatică, compasivă, să zicem.
Doamna, dacă este doamnă, este șatenă, este blondă sau, în anumite cazuri, destul de puține, are tendința să-și facă părul în șuvițe, eventual mai bagă din când în când albastru prin păr, da, cât o se poartă. Dacă este doamnă, îi place să-și coafeze părul în diferite feluri, să-și îl strângă în spate, să-și facă bucle, să-l întindă, să-l lase mai răvășit, să-și pună flori în păr, dacă este vorba de doamnă. Domnul îl văd în mod special șaten, dar nu este obligatoriu, dar în mod special văd șaten. De ce ar mai trebui să mai spun? Am zis că este un personaj înalt, bine făcut, mai ales dacă este bărbat, mai ales dacă este bărbat. Cu aceste calități de lider, în primul și în primul rând, cu o memorie excelentă. Asta vreau, mai uit, mai uit, deși toată seara m-am gândit la chestiile astea. O memorie excelentă, memorie de elefant. Asta confirmă și asul de spade. Și nu doar asta. Faptul că am vorbit de chakra inimii, n-a fost întâmplare, aveți 5 pentru asta pentru că este chakra 5-a, de eu m-am gândit la casa a 5-a aleului care reprezintă inima, da? Probabil sunt marcaje cu focul ăsta, da? Sunt marcaje în casa leului pentru unul dintre voi. Însă, au primit acest ou negru. Chakra a cincea, vișudi a comunicării. Simt că acest personaj are o voce extrem de intensă. Știți cum face elefantul când urlă în junglă, da? Are o voce foarte intensă și este confirmată acest lucru de asul de spade. Asul de spade care reprezintă mentalul, dar și vocea. Și aveți și voce, vișudi. Da? Are o voce foarte intensă. Se separă lucrurile, se definesc lucrurile în momentul în care acest personaj vorbește. Și mare grijă când acest personaj este nervos, fugiți din preajmă. Însă am senzația că voi, cu doi de cupe, reușiți, am zis, să îmblânziți fiara și încet încet să le arătați compasiune, să nu fugiți din preajma lor, să stați în picioare sau dacă vă dați la o parte, vă dați la o parte și reveniți cu blândețe. Și e o atitudine pe care ei n-au mai experimentat-o. Încet, încet își deschid sufletul și reușiți să construiți ceva durabil. Foarte important pentru voi în relație este comunicarea, chakra comunicării, asul de spade, consiliere. Și valetul reprezintă mesaje și valet, și eroul, de fapt, este un valet într-un fel sau altul, eroul, da? Iar mesaj este importantă și călătoria aceasta reprezentată și de barcă și de cavalerul de monede. Însă, ceva va merge mai greu la început. Am încercat să clarific acum, ca să vin totuși cu ceva nou, valetul de cupe. Și a fost clarificat de 7 de monede. Am zis că trebuie să aveți răbdare, 7 ani apocaliptici, nu sunt 7 ani, vor fi doar 2 ani jumate spre 3. Deja i-am început. 7 ani. 7 ani în Tibet. Însă, trebuie să aveți răbdare. Voi, în momentul, dacă simțiți că voi sunteți, așa cum mai devreme, mai blânzi, că e energie feminină, voi ați ales energia feminină, da? Cine manifestă această energie feminină, bărbat sau femeie, trebuie să aibă răbdare ca acest personaj rațional, dur, intens, să se îmblânzească, să se muleze oarecum, pe sufletul vostru. De fapt, voi îi faceți să-și descopere această latură. Și în momentul în care le acordați această răbdare, acest timp, 7 un număr saturnian, este un ciclu saturnian, se va manifesta încet, încet ceva stabil. Interesant este că a venit 7 și cu 1, 8. 8 apare transforma, înseamnă muncă, muncă, muncă transformatoare. Muncă în cuplu, prietenie, ce ar putea să fie. Și ca și clarificarea asta, pentru că în momentul în care a venit 7 de monede, am văzut în setul de cărți respectiv, am văzut justiția. Pentru unii, pentru că aveți consiliere, asul de spade și justiția, să vă întâlniți, pentru că do something for someone, fă ceva pentru cineva. O
ori ei să fie amabili, să vă ajute într-o chestiune care ține de tribunal, de legalități, de acte, nu neapărat tribunal, poate să acte la job, da? Și vă explică ceva. Și uite așa începe călătoria voastră, choose love, take a chance on love. Dacă inițial este amabilitate, încet, încet se creează, se leagă, înțelegeți ce? Legătura sufletească. Da? Și chiar dacă acest om este dur, are o latură feminină foarte specială în momentul în care liderii pot fi minunați. Am avut în viața mea, am cunoscut mulți șefi și șefe. O singură persoană m-a impresionat în mod profund, un șef care când era de petrecere era pâinea lui Dumnezeu, în momentele sale bune, mai ce glume, ce minunat, ce compasiv, ce empatic, ce blând, ce înțelegător, dar avea momentele lui de nebuneală în care toată lumea fugea din preajmă. Când era șeful, băi, șeful e nervos, toată lumea se ascundea pe unde putea, da? Dar în rest avea un suflet minunat. Dacă știi să-l prinzi în momentul ăla, obțineai și concediu și ce mai vroiai. Și creștere salarială, și înțelegere, și schimb de, nu vine astăzi, vin peste două zile și dau mai mult, ceva de genul ăsta, da? Comunicarea este extrem de importantă în voi, în voi, la voi, însă în această legătură comunicarea se va transforma de la o comunicare rațională, dreaptă, corectă, în care vorbiți despre lucruri care țin de justiție, de karmă, eventual pentru unii, așa, se va transforma într-o comunicare de la suflet la suflet. Asta pentru că unul dintre voi, în mod special acest rege de foc elefant, are extrem de multe responsabilități. Eventual pentru unii să fie într-o relație de lungă durată, mai am niște cărți aici, nu le pot întinde pe toate, să fie într-o relație de lungă durată în care a fost mințit și are nevoie de adevăr, adevăr, justiție, da? Pentru că văd mincinosul pe aici, prin preajmă. S-ar putea să fie nevoie de o strategie din partea amândurora să vă separați aceste responsabilități ca să puteți să fiți împreună, ca să puteți să manifestați aceste momente de consiliere, de blândețe, de tandrețe. Cine reprezintă energia feminină? Îi place foarte mult, poate să fie și domnul, îi place foarte mult să îmbrățișeze și să mângâie prin păr partenerul și să sărute pe frunte. Sărutul pe frunte și comunicarea și îmbrățișarea vor fi niște gesturi în care acest individ se va topi. Da? Și dacă și priviți cu ochii sufletului în momentul în care comunicați cu el, cu ea, iar se produce această topire. Pentru că asul de spade e o energie destul de rece. Sau îmblânzire. Ați văzut ce frumos se poate purta elefantul în momentul în care arăți blândețe și compasiune. Ba, se lasă și pictat, măi. Se lasă și pictat, nu e nimic. Ce nu ar oferi celor dragi. Personajul acesta este un om stabil. Stabil și în job și în familie, dacă are condiții, evident. Pentru unii dintre voi văd că pentru unele doamne au această plăcere de a purta ciorapi plasă, în mod special negri. Am zis că unele doamne au plăcerea să se joace cu părul, să-și pună flori în păr, să-și îl coafeze în multe feluri. Ca joburi, pentru că apare și justiția și asul de spade, clar, e o chestiune care ține de legi, avocat, ce-ar mai putea să fie judecător. Asul de spade vorbește și despre doctori sau cineva care lucrează în medicină. Asta, medicina, este susținută și de valetul de cupe, cel care vindecă. Aveți consiliere. Unul dintre voi, în mod special acest personaj. Evident că nu e obligatoriu pentru toată lumea să fie același lucru. Asta pentru că aveți și monede. Monedele reprezintă banul, da? Poate să fie, să lucreze și în construcții, dar mai degrabă simt că mai degrabă să fie în finanțe. În finanțe. Din punct de vedere, din punct de vedere sexual, energia inițială este regele de spade, ia regele de spade și trei de bâte. Le aprindeți un foc special.
În preajma voastră am zis că îi topiți în momentul în care îmbrățișați, iar doamna are tendința să-l mângâie prin păr. Dacă inițial a avut relații, triunghiuri amoroase sau situații în care a tratat femeia într-o manieră mai puțin onorabilă, da? A avut o aroganță în ceea ce privește energia feminină, tot ce ține de sensibilitate, de compasiune, încet, cu răbdare, în preajma voastră, voi reușiți să îi îmblânziți, da? Și să, într-un fel foarte blând, să-i dominați. Da? Doamna parcă se și suie un pic pe el, da? Văd aici o stea. Aveți speranță, aveți răbdare cu 7 de monede, aveți speranță că lucrurile vor fi bine. Pentru că ce e de valoare se transformă în timp, da? Văd toamnă să fie ceva legat și de toamnă, deși văd și primăvară. Primăvară și toamnă ceva să fie să vă marcheze asta, pentru că aveți și 7 de monede. Să vă marcheze toamna și primăvara, ca și evenimente. Iar văd o cascadă pentru unii dintre voi sau malul mării. Locații rămâne de văzut, în principiu. Cam atât deocamdată. V-am zis o să mai fac, pentru că mi se pare absolut fascinant. Doamna a zis, am zis că îi place să-și onduleze părul, să-și îl îndrepte, am zis, șatenă sau blânduță. Da. Domnul e foarte mândru, are coroană. Dacă e și semn de aer pentru unii, nu obligatoriu, dar are coroană și regele de foc are coroană și asul și aici are coroană. Domnul este foarte mândru. Asta ce pot să mai spun. Dacă este doamnă, cel mai bine îi stă în alb și în roz sau să fie o culoare care o poartă în acel moment. Domnul pe ocru vă că merge, mă special, pe ocru și pe alb. Ocru poate un pic tendințe spre khaki. Însă, am vorbit de energie data trecută, de animale, apare elefantul și apare mistrețul. Energii foarte intense, foarte dure, dar care lasă, acest personaj lasă impact asupra, un impact special, puternic asupra celor cu care are de-a face. Dar nu uitați, aici vreau să scot în evidență chakra comunicării. Comunicarea este extrem de importantă între voi și în general. Haideți să vedem. Numărul 2. Cu ce reușesc să vin acum? Trebuie să reușesc să vin cu ceva nou. Numărul 2. Cei care ați ales Fenixul. Am zis că vă transformați. Și unul și celălalt și în paralel. Sau, bine, unul evident că întotdeauna unul este mai sus. Rămâne de văzut în ce poziție sunteți voi acum, cei care ascultați. Dacă acum sunteți la început de transformare, va mai dura ceva până vă întâlniți cu acest personaj. Pentru că și el trebuie să se transforme. Fenixul, am zis că ține de casa Scorpionului. Aveți acolo planete sau în casa 8-a? Ține de un zbor. Un zbor împreună, dar și separat. Trebuie să învățați să zburați. Să ieșiți din nămolul în care ați fost târâți de-a lungul vieții. A venit, am zis, oul cosmic și lebă. Dar am uitat să spun multe lucruri despre. Zis, azi noapte am stat și m-am gândit. Și aia vreau să zic. Acum, puterea, libertatea, gândul și 10 de spade. Ok. Deci, în primul rând, am uitat să vă zic despre lebădă. Am zis, într-adevăr, că e un semn de apă, dar nu obligatoriu. Personaj marcat de apă, clar, și voi și ei, într-un fel sau altul, de casă de apă, mai ales că Scorpionul clar e casă de apă, da? Dar nu e obligatoriu să fie casa Scorpionului. Însă, personaj puternic emoțional, însă de vibrație înaltă. Lebăda e de vibrație înaltă. Am zis că vă reflectați. Dacă unul dintre voi până acum a manifestat varianta, sau să zic reflexia, în timp ce celălalt și-a descoperit autenticitatea, până nu vă regăsiți și voi autenticitatea, nu vă puteți întâlni.
Și din acest motiv, mergeți din relație în relație, din relație în relație, în relație, în relație, în relație, în relație, până se produce schimbarea 8, până învățați să vă iubiți așa cum sunteți, who you are, adică așa, autentici, dar autenticul ăsta se va schimba, evident, nu acum în poziția asta, veți fi altfel cu cât lucrați cu voi. Ce vreau să spun despre lebădă și nu am spus? Este un personaj artistic. Și pentru că vă oglindiți unul în celălalt, sunt de suflete perechi și voi aveți aceste calități artistice, personajul poate să facă poezie. Deși este un simbol masculin, să știți, lebădă este un simbol masculin, falic, evident, chiar dacă este doamnă, doamna aceasta poate să fie hotărâtă și nu că poate, se vede. Și dacă e doamnă, se vede că e extrem de hotărâtă în momentul în care dorește să manifeste ceva. Însă are o latură artistică cu Venus, cu împărăteasa și cu, nu știu, mama ei de situație. Trebuie să mă controlez, evident că vorbesc în public la emisiunea Tarotela. Am uitat să scot în evidență acest aspect. Calitățile artistice. Un fel de a merge, iar un fel de a merge, mai ales când este centrată, când e în echilibru. Puteți să citiți acest personaj în funcție de cum merge. Cavalerul reprezintă mișcare. Da? Când e în echilibru, când e în latura sa venusiană, în control, în energia sa divină, superioară, că e împărăteasa, mămică, e împărăteasa. Când e în această energie, curge, merge blând, gesticulează blând, vorbește frumos, își alege cuvintele. Când nu e, pentru că sunt două aspecte ale acestui personaj. Aceste două imagini pot să fie ale aceluiași personaj, dar revin și al vostru. Și voi aveți aceleași două aspecte, luminos și întunecos. Luminos și întunecos, da? Masculin și feminin. Masculin, da? Băte și feminin, da? Venus. Emoții și foc, emoții și pasiune. Când e supărată, ferice. Da. Nu ferice, feriți-vă, vreau să zic. Ferice de cei care nu sunt în prezența acestui personaj, bărbat sau femeie, nu contează, că și femeile pot să se exprime, chiar dacă sunt în varianta lor superioară, au dreptul să-și manifeste acest aspect. Da. Ne mai supărăm toți, nu putem să fim toți într-o stare de zen. Da? Pentru că starea asta de zen ne îndepărtează de niște lucruri. Suntem încă pe pământ și trebuie să, mai ales la ce vremuri vin, trebuie să fim precauți, trebuie să fim combativi, trebuie să știm să ne apărăm stabilitatea. Pentru că împărăteasa reprezintă mama, mama răniților pentru unii, mai ales dacă e doamnă. Doamna aceasta poate să fie mama răniților. Doamnă, dacă e doamnă, doamna aceasta vă va duce aminte de mama voastră, chiar dacă nu seamănă cu mama voastră, de mama voastră ideală, chiar dacă nu are nicio legătură, chiar dacă mama voastră s-a purtat urât cu voi, vă veți simți ca acasă. Când o veți îmbrățișa, veți simți că îmbrățișați mama și iubita și sora și tot, că vorbim de casa scorpionului de Phoenix, da? Care înseamnă totul sau nimic. Cu acest personaj ori e totul, ori nu e nimic. Din acest motiv, acest motiv a apărut. Iar se confirmă scorpionul, da? Casa 8-a, a transformării. Am mai vorbit, ascultați și prima parte. Doamna își schimbă coafiura foarte des. Ba are flori în păr, ba e creață, ba e cu părul drept. Își schimbă coafiura des, ba pentru unele doamne, cred că a trecut și pe șuvițe albe, rozalii. Albe, rozalii, lila. La un moment dat, cândva, dacă știți, dacă nu știți, să știți. Poate vedeți poze, poate acum nu este sau nu acum. Când vă veți întâlni, nu va avea acest gen de coafură, dar cândva l-a avut. Sau eventual să fie grizonată, dar să-și poarte acel gri, acele fire albe cu șarm. Cu șarm teribil, nu cu șarm, cu stil. Cu stil. Însă, fiind împărăteasă, dacă este doamnă, doamna este matură. Am vorbit despre o diferență nu doar de clasă, dar și de vârstă pentru unii dintre voi. Acum, chiar dacă este bărbat, această energie feminină, divină, se va manifesta, simt, în preajma voastră. Până să vă întâlnească, vor fi niște jongleri.
Una alta. Azi am o prietenă, mâine 2, mâine 3, mâine 9, mâine 49. Bine, camul 49. Să fie un jongleur, bărbat. Probabil că și ca femeie a mai avut relații. Până să manifeste această relație. Depinde când întâlniți acest personaj. Dacă îl întâlniți în această ipostază, va mai dura. Sau nu neapărat să aibă. Evident, nu zic musai că. Mai. Nu zic musai că are 11.000 de opțiuni sau de relații. Chiar dacă are o singură relație, este pusă sau pus în postura să aleagă între voi și altcineva. Și relație nu mă refer musai la căsnicie, poate să fie o prietenie cu cineva. Însă am zis că voi împreună vă transformați, creșteți, descoperiți lumina. Asta pentru că și puterea demonstrează sau arată, confirmă același lucru. Am zis că doamna este mai amazonă ieri, da? Am zis că doamna are o latură foarte combativă, foarte agresivă uneori, dacă este călcată pe bătături, bine, bătături nu, cred că are pe degețele, că îi place totuși să umble mai natural, mai nu descuțe, evident că nu descuțe o mami. Are o naturalețe, da? Are o naturalețe în felul în care se comportă. Asta e confirmată de picioarele goale. Are o naturalețe, vrea să simtă lucrurile în mod natural. Dacă cineva o calcă pe degete, explozie. Așa simt. Adică, e o figură de stil, dar înțelegeți, da? Ce înseamnă asta? Am zis că împreună și separat și împreună trebuie să învățați să lăsați întunericul, relațiile negative, toxice și să descoperiți lumina. În mod special, doamna, în mod special, doamna, s-ar putea pentru unii, fără supărare, nu obligatoriu, dar pentru majoritatea, doamna să fie un pic în avans. Nu degeaba a apărut energia feminină divină. Doamna să fie în avans cu această transformare pe care trebuie și voi să o adoptați. Și chiar dacă nu este doamnă, să fie un domn care și-a dezvoltat această latură. În fine, sper că înțelegeți micile diferențe. Am vorbit că acest șarpe reprezintă partea masculină, evident, este simbol falic, simbol falic că găsim și aici. Însă, măi, oul reprezintă mama. Șarpele reprezintă tatăl, da? Bărbatul care va fi, pe lângă faptul că dacă este doamnă, doamna va fi ajuns deja la categoria 7, da? La nivelul 7. De-aia trebuie și voi să vă transformați ca să o ajungeți cât de cât din urmă. Bărbatul, am zis că o va proteja la maxim. Pe de-o parte, am zis că va încolăci această dragoste teribilă. Și știți de ce? Pentru că numai lângă acest personaj, dacă e doamnă, domnul numai lângă acest personaj va putea să se ridice. Lângă alte personaje se va târî, așa cum face șarpele. Se va târî. De-aia am zis că dacă este bărbat, nu neapărat bărbat, dar vorbim acum despre partea falică, da? Despre energia masculină. Și din acest motiv, pentru că va conștientiza că această latură sublimă, superbă a lui, o va avea doar în preajma ei, pentru că doar aici se oglindește, nu în altcineva te poți oglindi, doar în jumătatea ta. Va fi extrem de posesiv, va lupta, cu un cuvânt doar, e limba scoasă, da? Va otrăvi, va pune la punct pe oricine se atinge de acest ou cosmic, de această valoare. Și am zis, am vorbit chiar, este un ou colorat, acoarele, văd pictură, văd poezie, văd comunicare empatică. Așa, revin, împreună. Doamna, într-un fel sau altul, va nu neapărat domina, nu neapărat domina. Pentru că la putere e o altfel de relație. E o relație, dacă știți cum e cu caii, e o relație de încredere. Calul este puternic, este și el simbol masculin. Femeia nu este orice femeie. Pe lângă faptul că energie feminină este o luptătoare, am zis că este o luptătoare. Are cele două laturi, masculin și feminin. E echilibrată, bărbat-femeie, ce este. Dar ca să spun așa, să continui ideea. Doamna va reuși să încalece, dar vă rog, fără supărare, să nu înțelegeți termenul greșit, acest domn, în ideea că împreună pot zbura, am vorbit de zbor și la Phoenix mai devreme, împreună pot lupta,
E o luptătoare și calul la fel. Ca să mergi la război cu calul, trebuie acest cal să aibă încredere extremă în tine, da? Totală. Și cum poate să aibă dacă nu prin prietenie și prin dragoste? Mai citiți romane în care, da? Cu cai. Calul trece prin foc, se lasă sacrificat dacă este condus de cineva în care are încredere. Și doamna va fi, nu, v-am zis, mână de fier, am zis, cred că aici am zis, în mânușă de catifea. Dar și domnul, am zis, că are o latură această frumoasă, are acest Venus în el pe care îl descoperă doar în această relație. Și va face diferența între celelalte în care s-a jucat. Ai experimentat optul ce e casa scorpionului, ai experimentat sexul. Însă, în relație cu doamna sufletului său, nu va mai fi sex. Nici măcar nu vor face dragoste într-un mod pământean, senzual. Nu, aceasta este o dragoste divină, tantrică, tantrică, da? Manifestați, crește, se ridică, Kundalini, vă ridicați până la a șaptea chakra, momentul în care veți fi împreună. Am zis, nici sexuală pură, nici senzuală va fi dragoste tantrică. Nici nu poți să numești, o fuziune. Da, e interesant că și culorile fuzionează, vă fuzionează toate chakrele în momentul în care sunteți împreună. Și nu mai faci distinția între, ca și în imagine, între realitate și proiecție. Și de fapt, care este realitatea? Realitatea este 3D-ul? Nu. Proiecția este 3D-ul, da? Realitatea este cealaltă, din celelalte dimensiuni. Acolo vă veți uni, aici vă veți regăsi să vă confirmați, să vă treziți alte energii, să vă găsiți această libertate. Libertate emoțională, spirituală. Și iar este un triunghi. Iar apar trei delfini. Am zis, unul dintre voi va trebui să aleagă. Și poate nu musai într-o persoană, poate între voi și altceva. Și altceva. Am încercat să clarific, dragii mei, am încercat să clarific doi de monede, că zic să vin totuși cu ceva nou aici, în această etalare, și am primit diavolul, luna și trei de cupe. Până să se ridice acest personaj la această energie, până să se trezească, până să-și facă transformarea, până să învețe să se iubească unul pe celălalt, să se iubească pe el, pe sine, da, și să investească, să se abțină și să lucreze cu el, să-și descopere libertatea adevărată, va trece din relație în relație. Și uite așa, este confirmată de trei de cupe. Triunghi amoros sau prietenii, sau prietenii. Interesant este că apare și luna și apare și diavolul. Diavolul nu zi musai, că este capricorn musai. Nu toți capricornii sunt așa. Diavolul e mult mai complex. Diavolul înseamnă adicții, frici, nevoia de sex într-un mod obsedant, dar asta pentru că acest personaj nu și-a trezit Kundalini. Chiar dacă voi, la un moment dat, nu veți fi în această poziție atât de înaltă, personajul care vine vă va ajuta să ajungeți la această poziție. Până una alta, Venus se manifestă prin artă, printr-o îmbrăcăminte, vă plac hainele de calitate, le place și lor, vă place și vouă, că vă oglindiți și vouă și lor. Domnul, în mod special, când este combativ, stai să termin ideea, mai, Ela, Ela, stai, că ne-ai zăpăcit de tot. Ești haotică, zic unii. Nu sunt haotică și dacă sunt, asta e, faceți față haosului, că haosul este creativ. Am zis, acest doi de monede reprezintă o jonglerie, dorința de a petrece cu prietenii sau să aibă multe personaje în preajmă, asta pentru că apare diavolul, obsesii, adicții pentru sex, pentru băutură, pentru unii, pentru că Venus poate să fie foarte adictivă, pentru plăcerile trupești. Plăceri trupești și plăceri trupești, inclusiv mâncărică, inclusiv băuturică, da. Asta pentru că nu și-a înțeles, este într-o relație toxică, interesant, este o relație toxică cu mama sau cu energia feminină. Luna înseamnă energia feminină. Dar, repet, pentru că apare transformare și când iese din aceste legături karmice și
voi implementați transformarea în voi și ei, am zis, unul este înainte, că trebuie să-i arate calea. Da. Unul trebuie să-i arate calea celuilalt. În momentul în care se va face această transformare, se va schimba atitudinea față de energia feminină, Lună și Venus, da? Și va manifesta, va putea să manifeste energia feminină divină și nu toxică. Și nu toxică. Am văzut și trei de bâte, trebuie să așteptați, la un moment dat veți fi la distanță, veți avea călătorii, va trebui să sperați, trei de bâte înseamnă speranță. Am văzut și îndrăgostiții, evident, suflete perechi. Domnul, clar, o va lua pe sus pe doamnă, la un moment dat. În ce sens? În multe sensuri. Dar, acum vorbeam, dacă este domn, această împărăteasă poate să fie taur, balanță, dar nu obligatoriu, poate să fie și semn de foc sau alt semn de pământ, asta pentru că vă monede. Deci n-aș vrea să vă fixați, nu, chiar aș vrea să nu neapărat să fie zodia respectivă, că apare și 3 și Marte și Martie și sunt multe, da. Nu vă fixați pe zodie, poate să fie niște planete în acele case, da? Însă, așa, în primul și în primul rând este un echilibru între, așa văd, casa balanței și casa berbecului. E casă, nu berbec. Casă, nu balanță. Musai. Nu musai. Poate să fie, dar nu obligator. Ce înseamnă casa parteneriatelor și casa întâi a individualității. A lui Martei, care este bătăios, și a lui Venus, care este blând, diplomat, sociabil. Personajul acesta va fi sociabil când este în toane bune sau când pleacă să cucerească doamnele sau domnii, când pleacă să cucerească, este într-o energie pasivă. Vrei să vii cu mine? Bine? Nu vrei tot bine. Îi plac culorile alb, alb în mod special. Când e în această energie, vă rog frumos, faceți diferența asta, pentru că am alb și aici, am alb în multe situații. Mai ales doamna, când se îmbracă în culori deschise sau în roșu și violet, e energia cea mai potentă. Energie vorbesc, nu că ar fi potentă, da? Dar și domnul. Domnul în momentele în care este mai bătăios sau se întâlnește cu prietenii sau are o luptă de dat sau are ceva, da? Îi place să poarte culori de camuflaj. Culori de camuflaj, gen army, clar, army toată ziua, unii vor avea această tendință, măcar o haină, o cămașă army, sau khaki. Și albastru iar din când în când va fi. Dar și domnul și doamna văd spații, le vor place mișcarea în natură, le vor face plăcere să fie în natură, să se iubească natură, dar să se și lupte, să, în fine, e ceva legat de natură. Doamne, îi place să poarte și broderii, și broderii, rochii lungi. Ce drăguț, interesant. Dacă este doamnă, această doamnă nu vrea să epateze prin... N-a apărut regina de bâte, dragii mei. A apărut împărăteasa. Măi, împărăteasa este atât de frumoasă și în exterior, și în exterior și în interior. Și nu falsează. E frumoasă pur și simplu. Chiar și când se... Apropo, că am zis că e și latura ei masculină. Chiar și când se îmbracă de piață sau să se lupte sau să se ducă să rezolve treburi, la 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 la, da? Ea este frumoasă. Are o frumusețe care iese în afară. Vorbeam de bărbat în cazul în care e bărbat. V-am zis, bărbatul când e în această energie feminină sau când vrea să atragă atenția, când vrea să atragă atenția doamnelor, preferă genul ăsta de cromatică. Când se luptă, când e cu domnii, pe nuanțe de albastru, de khaki, de army, eventual. Ce mai vreau să zic? Mai vreau să zic ceva. El a adus aminte. Ce vreau să zic? Da, mi-am adus aminte. Și doamna, și domnul, că am zis că vă oglindiți, băi, atrag oamenii. Oamenii se uită la ei. Oamenii se luptă pentru atenția lor. Și acum, dacă la un moment dat nu merge bine ceva în relație și nu o să meargă bine chiar de la început, chiar dacă veți simți intensitate maximă,
Se întâmplă pentru că ei trebuie să transforme această energie. Unul dintre voi, măcar unul dintre voi, unul dintre voi va trebui să transforme această energie. Dorința de a atrage atenția. Au multe doamne care sunt atrase și obișnuit, ei sunt obișnuit ca doamnele să lupte pentru ei. Aha, aici e. Doamnele să lupte pentru ei sau domnii să lupte pentru ei. Și sunt foarte bine, mersi. Da, știu că sunt frumoasă. Cucerește-mă! Dar aici este, nu este vorba de ego, nu este vorba de cucerire, este vorba de transformare. Este vorba să vă regăsiți, să vă reflectați, să fuzionați. Și să colaborați și să aveți încredere. Nu e vorba de cucerire. Voi puteți să cuceriți împreună lumea, situațiile, da? Dar nu trebuie să vă cuceriți unul pe celălalt. Nu e o chestie de ego. Nu apare nimic legat de ego, ci de libertate. Ci de înțelegere. Libertate înseamnă trezirea, da? Gând. Altfel de gând. Să manifestați trezirea. Felul în care gândiți și percepeți relațiile. A, înțelegeți, da? Haideți că am spus o grămadă. A, stai. Că am zis că fac și energia sexuală. Da. Inițial. Unul dintre voi, cel puțin unul dintre voi, va trebui să învețe să fie vulnerabil. Unul dintre voi va trebui să învețe să fie vulnerabil. Ca să aveți victorie în această relație. Iar apare semn de aer pentru unii și semn de foc pentru alții. Marcaje acolo, ceva, marcaje. Doamna atrage clar atenția. Și domnul este, mai poate, vrea și el să fie acolo, să pună mâna. Până una alta, doamna îl va pune la punct. Evident că poate să fie și invers. Și domnul să fie sobru în relație cu doamna până nu învață doamna să fie și ea vulnerabilă. De a zis, nu trebuie, iar apare iar ideea de a cuceri, nu trebuie să... Mai. Când vorbim de casa opta, vorbim de transformării, vorbim și de vulnerabilitate. Intimitatea nu constă în a vedea fundulețul cuiva sau eu știu ce părți intime. Nu, asta înseamnă intimitate maximă. Intimitatea înseamnă să simți sufletul omului, da? Și să fuzionezi cu el. Aia e maxima intimitate. Aia e tantra. Da? Aia e tantra. Pentru unii s-ar putea o perioadă până să aveți victorie, până să fiți într-adevăr ca lumea împreună, să aveți ori o relație rece, ori să comunicați la distanță pe internet și să nu vă deschideți sufletul până nu se produce schimbarea. Până nu se produce schimbarea. Nec. Acum, numărul 3. Continuare la numărul 3. Ascultați și partea 1, pentru că dacă nu ascultați partea 1, pierdeți informații importante. Am zis că este o cruce, da? În 4 colțuri, 4 și 4. Tradițiile voastre trebuie să se îmbine cu tradițiile lor. Ideea voastră de stabilitate trebuie să se îmbine cu ideea voastră cu ideea lor de stabilitate. Casa lor cu casa lor și se producă schimbarea. Pentru unii dintre voi, pentru că este un medalion persan sau cu elemente persane, personajul acesta să fie de altă cultură decât a voastră, asta pentru că eu sunt creștină și medalionul este persan, altă cultură, nu contează ce cultură sunteți voi, din alte tradiții, în mod special, dar nu obligatorie, evident, nu toate informațiile sunt obligatorii, să aibă ceva cu musulmanismul, cu zona orientală, oriental înseamnă foarte multe. Așa, am zis că vă întâlniți la drum, că e nevoie de călătorie, că vă întâlniți la un drum, clar, din multe cărți. Ce mai vreau să spun? Trebuie depășit acel ego până se deschide chakra inimii. Până se deschide chakra inimii, personajul acesta se gândește mai mult la bani, la aur, că avem și regina de foc la aur. E un personaj totul radiant la aur. Are niște extreme în acest personaj care pot fi aduse la un echilibru, se poate centra, da? Prin dragoste. Este o zonă întunecoasă și o zonă extrem de luminoasă. Extrem de luminoasă. Pentru unii, doamna, cândva în viața ei, poate chiar la acea întâlnire, să aibă părul în șuvițe violet, deși vă și șaten, vă și blond.
Pentru alții, doamna sau domnul, să aibă ochii verzi. Clar văd ochii verzi. Pentru o serie din voi. Trebuie să vă centrați, să se centreze sau să vă centrați și voi choose love, da? Să învețe, să aleagă dragostea. Și va fi un timp. Ascultați prima etalare, că nu vreau să reiterez tot ce am spus acolo. Vreau să vin cu altceva. Până să vă întâlniți în acest moment, timp de decizii s-ar putea pentru unii să vă întâlniți în momentul în care acest personaj trebuie să ia această decizie. Și acest personaj lasă în urmă în întuneric. De-aia vine din întuneric, supăra feroce. Și trebuie să se producă schimbarea, trecerea de la întuneric la lumină. La lumină, la chakra a patra, la inimă, da? La adevărata valoare, valoarea emoțională, spirituală, nu materială, nu ego-ul, nu frica, nu dorința de a domina sau de a intimida. Clar, acest personaj la prima vedere intimidează. Am zis că e flexibil, că e atletic, că e un bun strateg. Dar, să revin, lasă ceva în urmă și în momentul în care vă întâlniți sau un pic după, sau poate voi vă separați și pe urmă trebuie să decide, ascultați prima parte. Acum vin cu altceva nou. Lasă o relație, niște situații întunecoase, întuneric, ca să-și construiască o nouă lume. O nouă lume. Și pentru că văd călătorie, văd și șase de spade care călătorește de la întuneric la lumină, văd și globul, văd și băta victorioasă, simt că pentru unii, și am vorbit și de altă cultură, și asta mi este confirmată de clarificările pe care le-am cerut, simt că pentru unii, acest personaj trebuie să lase, că am vrut să văd ce lasă, trebuie să lase în urmă niște tradiții, o cultură în care s-a păcălit sau în care manifestă ego-ul său ca să-și construiască ceva nou, o relație nouă, o nouă viață. Eventual, împreună cu voi. Poate acest mare preot să reprezinte cultura, tradiția, religia și nu obligatoriu, chiar dacă este papa aici, nu e obligatoriu să fie creștin, a zis să fie de altă religie. Eventual, o religie în care... O cultură în care se poartă culori foarte intense. Am zis, orientalii au culori, de fapt, de acolo vine mătasea și toate culorile astea faine. În îmbrăcăminte, de acolo vin. Da, asta ar trebui să fie o altă discuție. Trebuie să renunțe la ego, uite, am vorbit, da? La ego, la jocuri mentale, la dorința de a câștiga cu orice chip sau poate la cineva care l-a manipulat într-o relație... Poate chiar să fie și familia și nu obligatoriu căsătorie, poate să fie familia din care se trage. Da? Extrem de tradiționalistă. Și dorința de a construi ceva nou, astfel de monede. A venit în etalarea voastră, potențialul este alături de voi. Da? Am zis o nouă valoare. O nouă valoare. Dacă aici sunt valori, valori vechi, tradiții, aici este o nouă valoare. O nouă lume. Însă, ce este interesant, dragii mei, este că apare acest spânzurat. Pentru unii simt, nu pentru toți, că v-ați întâlnit într-o perioadă în care stăm legați. Nu ne putem mișca, adică acum când este carantina, când este nebunia cu ce se întâmplă în lume. Dar, dragii mei, această stagnare este tocmai, am mai zis ceva la primul număr, aici adaug, tocmai ca să ne trezim cu toții, să-și regăsească credința în adevărata, în ceea ce înseamnă de fapt dragoste. Să învețe să radieze această lumină din suflet, din inimă și nu din ego. Doamna, probabil că pentru unii doamna să fie mai pisicoasă, dar mare grijă cu gheruțele. Apropo, interesant să aibă niște, să-și facă manicura într-un mod așa mai evident și mai ascuțit. Doamna, dacă e doamnă, doamna să fie brunetă, sau să-i placă negru. Măi, când îmbracă negru, această doamnă e fatală. Probabil că și domnul. Și domnul poate să fie fatal când e îmbrăcată negru. Dar, repet, are o latură întunecoasă și luminoasă. Voi va trebui... să îi învățați. Nu știu de ce vorbesc de învățătură. Asta pentru că apare marele preot, care este profesor. Trebuie să unul dintre voi să învețe, să aleagă dragostea. Și în momentul în care alege dragostea, este fără limită. Ce vreau să zic despre doamna? Doamna, am zis de ochii verzi.
Multă pasiune. Va fi pentru unii, simt că este o, inițial este seducție, apoi apare dragoste. Apoi apare dragoste. Asta pentru că din cărțile intime le-am adăugat ca să mai vin totuși cu ceva nou, apare 3 de cupe și 9 de monede. Ah, pentru unii. Dacă este domn, își dorește. Aveți grijă să nu rămâneți, văd și ou, știi, oul de aur. Și aici este un alt ou. Aveți grijă să nu rămâneți gravide dacă nu vreți. În această situație cu corona și cu carantina, chiar nu v-aș recomanda. În fine, la un moment dat să fie un triumf, pentru că văd văd marele preot, da, care poate să vorbească despre o căsnicie. Așa, poate la un dat să fie un triunghi amoros, însă, în momentul în care veți fi împreună, va dori să vă exploreze orice părticică. Orice părticică și... Doamna, are ten... Doamna, e un... Doamna va fi foarte fascinat de doamnă. Foarte fascinat. Va face un cult, o obsesie. Nu văd opt. Dar va fi extrem de gelos, mare grijă cu acest personaj care are tendința să fie extrem de gelos, chiar și în momentele lui bun sau ei, da? Acest personaj e extrem de gelos, personajul acesta, care face cult pentru doamna sau pentru varianta feminină superioară. Pentru că varianta feminină superioară știe că își poate permite momente de vulnerabilitate. Știe că poate să aibă încredere în acele momente. Să aibă încredere în Domn. Însă Domnul are tendința să fie gelos, obsedant. Va dori ceva. Va dori ceva de la ea. Pentru unul dintre voi, unii dintre voi, unul va fi independent și altul va fi într-o altă relație, într-o altă situație de apare 3 și 3 de cupe și preotul, da? Și celălalt va fi independent. Și aici este problema, că unul este într-un întuneric, într-o relație karmică și altul este în lumină. Evident, v-am zis, pentru că sunt de suflete perechi, oarecum nu poți să limitezi trăsăturile, da? Să separe, pentru că sufletele perechi, cât ar fi de diferită, tot se aseamănă în ceva. Chiar dacă unul e alb, altul e negru, așa a făcut invers, da? Este imaginea de yin și yang, da? Și în acest, iau, interesant, da? Și în această carte, pe zona de întuneric există o aripă albă, pe zona de alb, de lumină, există o aripă neagră. Ceva din voi se regăsește și în ei. O parte din defectele voastre le au și ei, o parte din calitățile voastre le au și ei. De-aia, în acest timp de decizie, ar trebui să vă centrați. Și în momentul în care vă centrați, deveniți fără limită. Domnule, vă place la nebunie să purtați lenjerie specială, ciorapi cu jartier, poate chiar niște bustiere interesante. Iar o chestie, une, o fascinație față de păr. De păr, părul doamnei, acum că o fi și părul lui creț, iar poate să varieze, dar părul doamnei, în mod special, are, radiază ceva, radiază forță? Ce radiază? Radiază memorie? Radiază. Atrage atenția. Apare pisica de două ori. Am zis că pisica e blândă uneori, dar altor zgârie. Am vorbit de gheruțe. Dar ce interesant, știți că pisica ne protejează de energiile negative. Am zis că dacă Domnul își va manifesta vreodată această gelozie, o face pentru că vă iubește foarte mult și vrea să vă protejeze. După ce se va produce schimbarea respectivă. Și pentru că ego înseamnă, am vorbit de ego mai devreme, la partea întâi, ego înseamnă și energia voastră, puterea voastră de manifestare. Acest personaj va avea o energie extrem de puternică.
intensă. Dar trebuie să lase în urmă ceva ca să puteți să manifestați. Va fi o perioadă de întârziere, clar. Timp de decizie de 2 ori, spânzuraturi, amânări, posibil și situația care este, că nu puteți să călătoriți unul mai aproape de celălalt, iar posibil. A, că v-ați întâlnit în timpul unei călătorii, călătorie poate să fie și de aici până la piață, da? Pentru unii, întunericul, iară să spun ceva, pentru unii poate v-ați întâlnit într-un moment de seară, de întuneric, de noapte, de un moment de întuneric, da, mai zic și eu aiurea, da, eventual poate la lună plină pentru unii, dar nu obligatoriu, v-ați întâlnit seara sau noaptea. Și repet, călătoria poate să însemne și de aici până la piață, da? Cred că în perioada în care va apare această stagnare în viața voastră, în manifestarea deciziei, veți putea comunica mai mult pe internet și atunci vă veți cunoaște, se va produce transformare, se vor produce mai multe lucruri, pentru că nu puteți manifesta în practic din cauza acestor legături. Și legăturile sunt contracte, sunt tradiții, carantina care se impune, da? Și comunicarea, nu doar comunicare cu voi, dar va fi și o comunicare în vis, veți avea vise. Poate, interesant, asta vreau să mai zic, cu 8 de cupe și spânzuratul, pentru unii posibil să și visați acest personaj sau acest personaj să vă viseze înainte să vă întâlniți. Da, să nu uit, asta vreau să mai zic. Pentru că apare și Marele Preot, care și Marele Preot este spiritual. Marele Preot predă. Marele Preot este profesor, unul dintre voi, trecând peste ce am zis mai devreme, îl poate ajuta pe celălalt pentru că știe mai multe legate de spiritualitate și îl poate ajuta să iasă din ego, din conflictele mentale, din situații contradictorii. Da? Îl poate ajuta să manifeste această nouă lume, această nouă viață, această trezire, da? Unul din, și Regina de Foc inspiră. Acum, vedeți și voi, din câte informații am dat, ce se potrivește acum, dacă nu rețineți-le și vedeți când se vor potrivi, că vorbim de un viitor, nu vorbim de actual, vorbim de un viitor, un potențial, pentru unii, repet, poate să fie actualul, actuala, pentru alții nu. Situațiile sunt asemănătoare, dar nu identice. Deci să nu vă lăsați păcăliți. Să nu vă lăsați păcăliți. Pantera. Pantera și pisică. Pantera și pisică. Aș mai vreau să mai zic ceva. Personajul este silențios. Uneori. Evident că nu e supărat. Este silențios. Probabil că pășește într-un mod aparte. Aha, interesant, e vorba de pășit. Se mișcă. Că e atletic, e flexibil personajul. Wow. Da. Văd marcaj pe foc foarte mult. Dar și pe casă de apă. Interesant, nu știu dacă am spus-o, dacă mă repet. Interesant că la timpul de decizie este un vortex, este o nebuneală, sunt multe numere, o aglomerație de numere. Numele pentru mine mă reprezintă bani. Și am vorbit de faptul că până să manifeste adevărata dragoste, personajul își dorește o nouă lume, valori, bani. Dar în timp s-ar putea să înțeleagă, sper să iasă din această dorință pentru bani, da, muncă, și să înțeleagă că adevărata valoare este dragostea. Aia este cea mai de preț. Inima pe care o ți-o oferă, da? Personajul care ți este predestinat. Pentru că aici sunt voi în inima calului, de fapt, în inorogului. Puteți construi o nouă lume ideală împreună, în voi doi.
Mai vedem la următoarele talări. Ah, iar văd pe cineva foarte mândru. Foarte mândru. Am vorbit, oare, nu mai știu dacă am vorbit la prima parte, de o transformare emoțională necesară în viața acestui om, care o fi acela. Transformare emoțională. Să iasă din întuneric către lumină. Vedeți și voi, faceți diferența. Simți nevoia să mai adaug câte ceva. Ca și meserie informatician sau cineva care călătorește des sau care lucrează cu numere ca și meserie. Pentru unii poate să fie și sportiv, pentru că vă spun zuratul care am zis că face, e foarte flexibil, poate să facă și yoga. Bine, nu sunt atât de multe pentru yoga, dar e foarte flexibil. Foarte flexibil. Posibil să poarte ochelari pentru unii dintre voi. Ce mai este? Iar călătorie, comunicare. Da, cam atât. Cam atâtica. Sper că v-a plăcut, sper că am venit cu ceva nou. Am zis că e vânător, da? Am zis că e vânător. Și vânătorii au strategii. Vânătorii știu când să atace. Știu când să manifeste. Nu prea vă jucați cu acest personaj. Încercați să-i dați timp sau să îmblânziți fieruța. Transformați pantera într-o pisicuță. Ei, mângâiați frumos. Mau, cred că le place să-i mângâiați prin cap. O, da. Că tot văd că cineva se joacă cu părul doamnei. Dar nu mă special. Bine, și sânii sunt absolut fascinanți, sau pieptul, chiar dacă nu sunt sâni, e un piept bine lucrat, mai ales dacă face sport. Nu se găsește și se și vede, da? Că dacă sunteți doamne, vă place să îi mângâiați pectoralii. Dacă e domnă, e fascinat de sânii voștri. Ce mai fi? Da, interesant. Nu știu de ce eu așa văd în această imagine, eu așa văd aici niște bănuți. Acest domn, ca să se bucure de fapt trei de cupe, ce înseamnă uniunea cu sufletul pereche? Sunt două suflete care intră într-una, da? Și sunt trei. A treia cupă este altă variantă de la aceeași carte. A treia cupă este de fapt relația în sine, dragostea dintre voi doi. Ca să se poată bucura de această dragoste, să înțeleagă valoarea, trebuie să renunțe la valorile materiale. Și aici vorbim de dragoste pentru că vorbim de chakra a patra, a inimii. Nu? Acolo e dragoste. Sunt cele două triunghiuri care trebuie să fuzioneze, masculinul și femininul. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Spuneți-mi, încurajați-mă. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, pupic!